Amvon, aceasta este cartea despre care vorbeam și la începutul emisiunii, dar este cartea și despre care ne va vorbi părintele Dumitru Cobzaru, care a sosit acum în platoul nostru. Bună dimineața! Bună dimineața! E o, o zi în care faceți invitație multora să vină și să împletească puțin uh, și lucrurile bisericești și lucrurile, să zicem, uh, de carte culturale este adevărat, așa cum ați văzut pe copertă și o pot vedea telespectatorii noștri. Amvonul catedralei de această dată este în platoul dumneavoastră. Amvonul catedralei are reverberații atât în urbea noastră, cât în cele două județe, Cluj și Bistrița, prin intermediul Radio Renașterea, de unde s-a auzit odinioară cuvântul mitropolitului Bartolomeu acum a Mitropolitului Andrei și a tuturor preoților care sujesc Catedrala Mitropolitană. De seară la ora 19, în subsolul Catedralei Mitropolitane de această dată, Ambonul se va muta prin uh, lansarea acestei cărți. Îl avem preajmă pe metropolitul Bartolomeu de această dată în uh, cripta de sub altarul Catedralei și cu acest prilej vom avea bucuria deosebită de la avea în mijlocul nostru pe marele critic literar Dan C. Mihailescu, care este foarte așteptat de clujeni. El este prezent și la alte evenimente din Cluj, dar în special la acest eveniment din Catedrala Mitropolitană. Nu știu dacă nu cumva uh, a scris și prefața cărții. El a scris prefața voastră? cărții, ne cunoaștem de foarte multă vreme, a poposit la Mănăstirea Nicula, unde a stat la taclale și duhovnicești, și literare cu Metropolitul Bartolomeu. Sigur, eu eram gazdă pe atunci, fiind starețul mănăstirii Nicula, și iată că astăzi legătura noastră spirituală s-a concretizat într-un cuvânt înainte la această carte. De fapt, cine credeți că. cine este cititorul? Care este, așa cum se întreabă, profilul cititorului acestei cărți? În primul rând, preoții. Și este important acest lucru pentru că preoții sunt promotorii Cuvântului lui Dumnezeu și prin ei va ajunge la fiecare credincios în parte, în diferite colțuri ale țării și chiar ale lumii. Veți vedea în, în cartea respectivă, în cartea mea, că am rostit aceste cuvinte atât în Catedrala Metropolitană, cât și la mănăstirile din Eparhie pe care eu le, le reprezint dar și în alte parohii din țară și străinătate, în special din diaspora românească, cea americană, dar și cea din Italia, și cea din Spania, și chiar din Ucraina, unde avem minorități românești. Pe lângă aceasta, Catedrala Milo Mitropolitană adună în jur ei foarte multă lume, foarte mulți credincioși. Și sigur că această carte se adresează și credincioșilor clujeni, care ne cunosc și care ne ascultă și care uh, reușesc să ajungă și la cuvântul scris. Este, cred, nu întâmplător, ales momentul, suntem în postul Paștelui? Suntem în postul paștelor, uh, cartea apare întotdeauna uh, pentru că sunt mai multe volume ea a apărut într-o oarecare formă și acum patru ani. Ea apare în jurul datei de 18 martie, când era ziua metropolitului Bartolomeu. Se întâmplă să mă fi născut în aceea zi cu în al Sfinția sa și sigur în preajma bunei vestiri, care este hramul devenit a Catedralei Mitropolitane, în special a Mitropoliei Clujului. În urmă cu câțiva ani întrebam uh, în ce măsură se simte în biserică un număr crescut de participanți. Pentru că știm foarte bine, sunt discuții, domnule, de atâtea biserici și oamenii în numeri la biserică. Aș întreba în ce măsură avem acest uh, număr crescut sau mă rog cum este, către mănăstiri sau în mănăstiri. La mănăstiri au crescut numărul credincioșilor, deși în eparhia noastră numărăm 30. Acum eu aș putea să vă spun ceea ce se întâmplă la mănăstirea Nicula. De pildă, în 1991, când am ajuns eu la Nicula, episcopul Vasile Someșanul ajunsese stareț la 1 octombrie. Dacă la început am slujit într-un paraclis unde încăpeau 10-15 credincioși, a trebuit repede să ne mutăm în noul paraclis, urma iarna din 91 spre 92, unde încăpeau mai mulți, dar n-a trecut decât doar câteva luni și a trebuit să ne mutăm în biserica cea mare a mănăstirii. Pe lângă acest lucru, 8a mănăstirii, care până atunci număra în jur de șapte, a ajuns relativ repede, într-o perioadă scurtă de un an de zile, să numere 20 de viețuitori care a atras după sine foarte mulți credincioși și în special tineri. Nu trebuie să uităm că Mănăstirea Nicula este în apropierea Clujului, iar studenții clujeni sunt cei care vizitează adesea și nu numai că vizitează, rămân peste noapte, rămân la slujbele mănăstirii și la programul de zi cu zi a mănăstirii. Sunt foarte mulți tineri care sunt preocupați de viața duhovnicească. Din 91 în coace s-au construit foarte multe mănăstiri, iată că am ajuns la 30, 30, mai avem un schit, ar fi 31 de mănăstiri, avem în jur de 300 de călugări, sigur mai multe femei decât bărbați ca pe oriunde, dar pe lângă numărul călugărilor s-au înmulțit și numărul credincioșilor care frecventează mănăstirile. De ce? Pentru că evlavia credincioșilor față de mănăstiri și față de călugări este mai mare, pentru că la mănăstiri rugăciunile sunt mai intense și de durată, este important pentru credinciosul evlavios acest lucru, pentru că problemele românilor s-au mulțit și oamenii caută soluții și pentru că mănăstirile acestea au fost construite în mare majoritate din firul ierbii de credincioși zicea odinioară metropolitul Bartolomeu că voivozii uh, care au clădit mănăstirile uh, din antichitate, să zic, sau mănăstirile bucovinene, sau mănăstirile celebre pe care le avem noi în România, uh, au devenit uh, astăzi credincioși ardeleni care și au uh, cerut mănăstirile care au fost dărâmate odinioară de generalul Bucov în 1760 și-au cerut mănăstirile înapoi, și-au cerut călugării înapoi, dar le-au și construit credincioșii noștri. Și dacă ei le-au construit, consideră că trebuie să le și cerceteze. Veți vedea la toate hramurile mănăstirești din eparhia noastră că numărul credincioșilor este foarte mare. Și nu numai la hramuri, și în duminii, și în sărbători. Și în cursul săptămânii, niciodată o mănăstire nu rămâne fără cel puțin un credincios sau doi care vin să cerceteze mănăstirea. La Nicula, de pildă, că sunt mai obișnuit cu Mănăstirea Nicula, deși încă o dată reprezint toate mănăstirile din eparhia noastră, la Nicula, de pildă, duminica, noi nu slujim în biserică, slujim în afara biserice, pe un altar amenajat, pentru că se depășesc cu mult 1.000-2.000 de credincioși vara, nici nu-i putem număra. Așa este, e foarte mult bine și sărbătorile au devenit cu atât mai cu atât mai mult se frecventează mănăstirile când sunt sărbători, dar într adevăr și duminica din ce am văzut e un număr tot mai mare. Pentru că ne apropiem de final, -aș vrea, două chestiuni aș vrea să punctăm în mod special alături de criticul Dance Mihăilescu pe care l-aminteați. Uh, mai sunt așteptate și alte personalități. Sigur, va fi în alt preasimțitul părinte, arhiepiscop și metropolitan Andrei. Uh, el este cumva anfitrionul uh, acestui eveniment, pentru că suntem sub egida editurii Renașterea, așa, arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Și el a dat binecuvântarea pentru apariția acestei cărți. Va fi prezent și domnul academician uh, Nicolae Droiu, care este un frecvent al bisericii și uh, un apropiat uh, sentimental și nu numai sentimental. El îmi este și îndrumător de doctorat la Institutul George Barițiu, dar tema mea este legată de Mitropolitul Bartolomeu și atunci se vede o legătură duhovnicească și între el și mitropolit și apoi sigur și în ceea ce mă privește. Vor fi și alte personalități, dar în special Domnul Dan Cemilăescu, el este cel care punctează efectiv evenimentul și care este foarte așteptat de cluzeni. Și ca tema... întotdeauna, o predică nu are o temă pe care se axează. Tematicile pe care le întâlnim în uh, cuprinsul acestei cărți, uh, care sunt? Cartea este construită în jurul Evanghelilor Duminicale. Din întotdeauna am avut în vedere predica Mitropolitului Bartolomeu care spunea Sâmbăta îmi pregătesc pe jumătate predica, iar jumătate o las, nu la voia întâmplării, la cea sugerată de credincioși, de auditoriu. Știți prea bine, Mitropolitul Bartolomeu era ancorat în realitate, deși se apropia de vârsta de 90 de ani. Totdeauna a lansat foarte multe teme, și sociale, și politice, pe care le veți regăsi din abundență în volumul meu. Întotdeauna există un mesaj pentru tineri, întotdeauna există un mesaj social, întotdeauna este un avertisment, chiar la nivelele cele mai înalte, și bisericești, și culturale, și politice. Întotdeauna am, am încercat să ofer și soluții. Este foarte important credincioșilor să ofer și soluții în problemele pe care le au pe lângă uh, morala creștină care trebuie propovăduită. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit în această dimineață alături uh, de noi toți. Și eu vă mulțumesc. Încetur, Sunt onorat. Plujul.